genelor comune ungure, ocazie cu care am ne-ajutat domnul și finanțatorul să inaugurăm și acest centru cultural artistic, care după ce avem câteva evenimente aici, o să avem pe parcursul zilei un pelerinaj, deci intrați pe toate spațiile, camerele de vizitați și la urmă ne dați nota prin telefon. Băi, dacă vă place și sfârșit. Noi zicem din punctul de vedere al instituției primarului și a consiliului local, totul s-a lucrat foarte repede, foarte corect, ca la carte. Suma e aproximativ 1 milion de euro care au ajuns în, această comunitate. Este vorba de beneficiarii ungureniu și celelalte state concurente. Aici se vor face nunți, cumetrii, petreceri din toate genurile, activități culturale și tot ce se solicită, da. Pentru că n-au venit toți preoții, o să întrerup să facă dumnealor slujba de instinție, că noi suntem creștini ortodoxi. Și am zis să respectăm și tradiția sfințirii unui astfel de obiectiv. După care o să pute un program, aniversarea 50 de ani de căsătorie, la cei care am găsit în actele de stare civilă. Deci este vorba, care am venit astăzi 50 de ani, în urmă, deci sunt persoane și 52 de ani de căsătorie și 53 și 54. Este prima dată când am făcut alul ăsta și avem 46 de familii care sunt în viață, soț și soție, la care le-am considerat că cu ocazia inaugurării acestui spațiu dăm și lor o atenție, un băguț, în sfârșit. Celelalte probleme sunt surprize. Mai avem un sacoșică pentru dumnealor acolo. Da? A venit părintele? Da. Dacă o să vă rugăm să participăm la slujba de sfințire, că așa mi se pare corect, după care trecem la programul nostru de care îl avem în derulare. Acum, înainte de domnul Mureanu, am un invitat, un prieten de meu care l-am descoperit mai nou acum, se numește Eugen Mureanu, care știți de pe la care urmăriți Edno TV și Favorit. L-am văzut și eu de mai multe ori acolo și chiar m-am îndrăgit el, l-am cooptat. Lui, oferindu-și o sponsorizare pentru o jumătate de oră, l-am invitat să fie alături de noi, să-i fac o surpriză muzicală. Domn' profesor, să te fac domnul meu, ești domnul Mureanu, a, uite domnul, da. Și după ce termină slujba, să-și facă domnul meu concert, după care noi ne vedem de... Gracias.
Împărate Ceresc, mângâietorule Duhul adevărului, care pietruchetele și poatele împlinești, misterul bunătăților, dărătorile de viață, vinoște să rășurăiește într noi și ne curățește pe noi toată întinăciunea și mântuiește pe Dumnezeu de trei noastre. De Dumnezeu ne sfinit tare și moarte vrește de noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se-n voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel vicean. Toată este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum se curea și în vecii vecilor. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Să primesc întoară de Dumnezeu acum o sârde să alergăm noi păcătoși și sperințe și să vedem cu bucăință strigând din adâncul sufletului. Stăpân, ajută-ne miloste, vină despre noi, grăbește că perim sub mulțimea păcate. Orice pe robii te deșepți, că pe tine singură nădejde te-am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea născătoare Dumnezeu, pururea spune cu cer din tale noi nevernice. Că de n-ai existat înainte rugându-te. Cine ne-ar fi izbăvit pe noi din altă pe nevoi? Sau cine ne-ar fi pătit până acum slobos? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpâne, că tu izbăvești pe robii tăi, pururea din toate nevoile. Ușa milostivirii deschide nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu perim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne rătuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Domnului să ne rugăm. Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Acum a sosit vremea care sfințește pe toți și ne-a creat pe dreptul judecător. Citem cu orice suflet de către Duhul Iisus, Hristoase, Cel care vărsat cu curgeri mari zborul tămăduirilor, în biserica cea prea curată a Fecioare, doctorul sufletelor și al sufletelor noastre, îndepărtează astăzi prin stropirea binecuvântării tale toate bolile celor neputincioși. Amen.
sfânt și spiritual. Aici, în această zăcea multe mulțime de bolă, de ori uscați, aștept mișcarea apei. Căci voi întreba Domnul descoperat din când în când în scântătoare și turbura apa. Iar cine intra în scântătoare se făcea sănătos, ori de ce boală erau cuprinși. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnul! Nostru arhiepiscop Ioachim, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru slugașul acesta, țarul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apacea și puterea Duhului Sfânt Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce ne doresc o scapeabe și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei răbiți și pentru mântuirea lor Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Fie apa aceasta tămăduitoare, sfătălăși trupurilor noastre. Și pentru ca să-i se trimite ei harul în care Iordanului Domnului să ne rugăm. Pentru toți care au trebuit să ne ajutor și folosință de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să luminăm noi cu luminarea conștiinței prin trăimea cea de ființă, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeu nostru seara să ne arate pe noi fii moștenitori împărăției sale, prin stropirea și gustarea cu această apă, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți din noi, păzește pe noi, Dumnezeule, cu darul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, mărita stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește! Viața noastră, Lui Hristos, Dumnezeu, să o fie, Doamne! Că-ți iese cu mine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, cel minunat, într-un sfat și minunat în lucruri, făcătorul la toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezutul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzesc poruncile tale, cel ce primește lacrimi și credința pentru totul din celor din nevoi, că pentru aceasta ai venit de chip de rău, nu cu lălucii înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăvire trupului și citându. Iată, te-ai făcut sănătos de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut voi sănătoși și porunci să se spele prin cuvânt, ai făcut să se rușuiască lumina. Cel ce oprește farurile patrilor celor potrivnice și potolește mana ce sărată acestei vieți și îmblânzești porunci de greu deputate ale plăcezor. Însuți viitorul din mama împăratul și din dată nouă să purtăm pe șpântul luminat ca zăpada din apă și din dur. Și acum trimite arul prea sfântului Totu care sfințește toate. Sfințește, Doamne, și apa aceasta. Și acum trimite harul ca Sfântului de viață, Făcătorului Tău, Duh, care sfințește toate, sfințește și apa aceasta. Și acum trimite harul prea Sfântului și de viață, Făcătorului Tău, Duh, care sfințește toate, și
și sfințește, Doamne, și apa aceasta. Și prin gustarea și stăpirea cu apa aceasta, trimite nouă binecuvântarea ta care spune tine cine a poatenilor. Așa ne rugăm, cercetează-ne putința noastră bună și tămăduiește cu mila ta bunele noastre ce le spredești și dupești. Pentru că cele prea curate, prea binecuvântate, stăpânii noastre, născătoare Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea ce de viață, căpătoare cu nușcă, o protere cinstită, roșii cerești, ne întrebești putere. Pentru căciunile cinstitului și măritului și slăvitului părunt înainte pe Dumnezeu și Botezătorul Ioan, ale Sfinților, slăviți-ți părugaților apostoli, ale celor care Sfinți Părinților noștri, Magdați, care lumea și era, Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu, Vedătorul și Mantură de Aur, și ale Sfinților Atanasie, Chirin și Oamnă, cel milostiv Patriarh Alexandrie, ale Sfântului Nicon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor care Sfinți Părinților noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Lichii, Spiritul al Trimitului de Mar, Făcător de Minuni, și nectară de la Echina, făcătorii de minuni, care linke la cel mic, Iosif cel nou, de Iorești și Sama, din Ivirea, Iosif, Mărturisor, Chelase și Leonte, ale Sfinților, Slăviților, Mucenicii, Gheorghe, făcătorul de Pirință, Dimitrie, Zvărătorul de Vrit, Teodor, Tirol, Teodor, Stratinat, Ivan, Celor, Serie și Vam, Ioan, Malacul și Obrea, ale Sfinților, Preoții, Mărturisitori, Ivan și Conse, ale Binecredinciosului, Voievoște, Pace Mare și Sfânt, ale Sfinților, Martiri, Constantin, Dote, Brâncoveanu, cei patru fiari săi, Constantin Ștefan, Radu, Matei și Ianache, Sfinticul, ale Sfintelor Mucenițe, Filopia și Tatiana, și ale tuturor Sfinților buni, biruitori, mucenici și mucenițe, ale Sfinților, slăviților și făcătură de minuni, doctori fără de agenți, Osma și Damian, Chir și Ioan, Partenimon și Engolani, Sanciu, Diomir și Diomid, Moche și Amichit, ale Leon și Tricon, ale cuvioșii noștri de Dumnezeu, făcătură-l părinților noștri, Grigore de Capulitului, Părinte la Tisnara, Dimitrie, Cenovi, Sarioș, Ioan de la Pristul, Bacunul, Nazarelor, Lucii, Daniel, Sinhastru, Ioan, Casian, Ghema și Ioan, Iacob de la Neamț, ale Sfinților, Cuvioase Maicii, Paraschiva de la Iași, Teodora de la Sina, ale Adormirii Maicii Domnului, a cărui pomenire astăzi o să vârșim, și ale Sfinților și Drept Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților Tăi, și păzește Doamne pe drept credincioșii robitei celor ce sunt de față la această sfântă și dumnezeiască slujbă și de rădătorul, Doamne, sănătate sufletelor și trupurilor și ne plinește toate cele de trebuință aceștia creștine care slujeți fie și pentru toate milostivii. Aduți aminte, Doamne, de toate episcopiile credincioșilor care trebuie în față cuvântul adevărul Tău și de tot cinul preoțesc și cel călătorește din numele lor. Aduți aminte, Doamne, de cei ce ne urăște, de cei ce ne iubește noi, de frații noștri care slujești, de cei ce stau de față și de cei ce pentru binecuvântate fricile s-au întâmplat aici și de cei ce ne-au cerut de nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Aduți aminte, Doamne, și de părinții și de frații noștri care sunt robii și supărăși și miliește pe deși după mare mina Ta, izbăvindu-ne toată nevoia. Că Tu ești Sfântul Cămăturilor Hristoasă, Dumnezeu nostru, Ție slavă înălțăm, împreună și cel fără început al Dobărinte și Prea Sfântului și Bunului, și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra Tăiului protivii dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui domnitic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul tău. Rătuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință creștinea asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Darurilor tale până pe preiectul
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, caut acum fiul ospiris pe rugăciunea mea și pește vechi slujitorului tău și trimite arul prea Sfântului Duh peste undelemul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea locului acesta, clădirii acestea, acestei instituții ce s-a zidit spre el. Pe alungarea tuturor puterilor celor potrivnice și a puterilor diavolești. Găduiești tot ce vine cu minte și ți-ești toate, Iisuse Dumnezeule, și ție slavă, Sfântul Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește această instituție prin unde cu acestul de lemn sfințit în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, trecând păcatele noastre și dând tămăduire celor ce primesc binecuvântarea ta prea curată. Înțelepciune, totdeauna, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Întărește Dumnezeu, răspundă și dreaptă credința vremuritorilor creștini și scumpă biserica ta o păzește în viacul viacului. Da, Sfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită împărăteasă ca mare de Serafimii, care împărăștrică ține pe Dumnezeu, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărești. Slavă ție, Hristoase, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Prea puternice Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune vrea curate Maicii sale, cu puterea cinstitei de viață, făcătoare cruci, pentru rugăciune Sfinților slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un buș de oameni, iubitoră! Oamenilor din Cuma Ungureni sau Musafirilor, care am eu, da? Și
ce nu ne ții mult aici? Numai vreo două ori și plătim o oră. Zic că la urmă să-l pune și pe domnul primar să cânte, nu? Știi? Haideți să-l aplaudăm pe domnul primar, pe domnul Floroiu, prezent aici lângă noi, celălalt invitați care sunt prezenți astăzi la domnule. O să dau microfoanele azi un pic într-o parte. Iau și o parte de balet. Așa, ca să... un mic microfon mai sus, dacă se poate. Microfon un pic mai sus. Microfon un pic să fie mai sus, înseamnă mai tare, da? Microfon. Muzica nu trebuie să fie. Dar înainte vreau să spun și câteva cuvinte, că domnul primar m-a luat așa dintr-o dată. Vreau să vă mărturisesc. Sunt foarte bucuros că sunt astăzi pentru prima oară pe scenă la Ungureni. Desigur, mulțumesc pentru aplauze. De asemenea, am o bucurie foarte mare că sunt la inaugurarea acestei instituții culturale și mai mult decât atât, sunt bucuros că sunt alături de dumneavoastră, cei care împreună cu familia sărbătoriți o vârstă onorabilă, o vârstă pentru care am scris multe melodii. Așadar, să trecem la treabă, să vă spun doar așa. Hai noroc și bună seara! Bine v-am găsit! Zero unu, domnul inginer. Dacă nu, vă ajut. Sunt în ordine. 0-1. E bine așa. Să petrecem pe bună, mai bună seara. Am venit cu voi bună, mai bună seara. Să petrecem pe bună, mai bună seara. Pentru ce vom cânta, mai bună seara. Și cu cine m-am întâlnit, mai bună seara, dragul.
și așa revele între mai bună sara. Dragul mi se mă petrec, mai bună sara. Că și așa relele trec, mai bună sara. Și-o petrece gândelulă, mai bună sara. Și-o mamea inimă bună, mai bună sara. Și-o petrece gândelulă. Și-o mamea inimă bună, hop, hop, și-așa. O să rog pe domnul primar să fie atent la următoarea melodie. Ce melodie credeți că am scris eu pentru domnul primar, care ați văzut-o la favorit? Bibire și mai cum? Vasile! Ascultăm melodia, domnul primar! Nea Vasile! Hai și regia tehnică! 1, 2, 3! Să poate și dansa, dacă vreți! Tributoaie plini, ar să pe pădăsul, hai și tu ne gine. Ne-am fost în strida nobișică, nu că te-a vorbăs de gâneață. Ne-am fost în strida nobișică, hai să pe cu toții, frumoasă de comună. Hai că data asta, parcă te-am dat gata. Spatinea Vasile, vinu cu găleata. Hai că data asta, parcă te-am dat gata. Dar Vasile, toată vin și bea. Cu că ta vor urma scurtă e viața. Ne cinstește într-una și pentru trei zile. Fraților de nu știți cine-i domn Vasile. Ne cinstește într-una și pentru trei zile. Ne-am Vasile, toată vin și drag. Nu cânta în urmă să te gheviața. Ne-am Vasile, toată vin și drag. Hai să vedem o toții frumoasă-i viața. Până dimineața, să ne-a Vasile, chiar umplești viața, de-acum e Vasile, până dimineața. Ne-a Vasile, toată vișnița, nu că ta-n urmă, scurtă e viața. Ne-a Vasile, toată vișnița, hai să bem cu toții, frumoasă-i distracția mea! Vinul din butoi, hai din Nea Vasile, hai și tu la noi. Acum cu toții, vinul din butoi, hai din Nea Vasile, hai și tu la noi. Nea Vasile, toată vin și bea, nu că ta urmă scurtă e viața. Nea Vasile, toată vin și bea, hai să bem cu toții, frumoasă-i ziua asta, bă! Dacă nu e Vasile, până dimineața.
până dimineața. Vreau pasările toată mișica, lungă ta urmă scurtă e viața. Vreau pasările toată mișica, hai să bem o toții frumoase distracția. Aplauze pentru domnul primar! Aplauze! Este o zi extraordinară aici la Unirea și mă bucur foarte mult și mulțumesc încă o dată pentru invitație. Dar să știți că rămâne dator data viitoare, stau eu acolo în sală și pentru domnul primar. Da? Hai să-l aplaudăm încă o dată! Felicitări! Corect, corect! Mulțumesc frumos! Dragii mei, ca să nu credeți că eu cânt doar muzică populară, să știți că eu chiar am compus câteva melodii și de muzică ușoară. O să vă cânt doar două melodii. Prima se cheamă Dacă ai ști. Este o piesă superbă. Este o declarație de dragoste, așa cum soții, partenerii dumneavoastră au venit în primii ani, dar poate și anul acesta. Sigur că da. Și dedicată nunții dumneavoastră de aur, pentru că am înțeles că sunt persoane care au 50 de ani de căsătorie. Așadar, aplauze și pentru noastră și pentru noi. Nu mai colaborezi cu regia ta, să fie treaba bună. E bine așa. Nu trebuie tare ca să ne înțelegem. Ca un poet îți versul pe-un colț de hârtie. Vreau să alung inutile emoții și vreau să mă arunc. La o prăvestieră și ce mai mică familie. S-ar dura și ce lipsește în noapte, iubit o să spun. Dacă ai ști de mult vreau să afli ce semn pentru mine. Dacă ai ști cât de mult îmi plac zorii în mine cu noi. Știi că-mi doresc cu adoare să fiu lângă tine. Să șoptesc, te iubesc, te ador de o mie de ori. Dacă știi cât de mult vreau să afli ce semne cu mine. Dacă știi cât de mult îmi plac zorii în mine cu ori. Dacă știi că-mi doresc cu ardoare să fiu lângă tine. Să șoptesc, te iubesc, te ador de o mie de ori. Un acuș de vioară îmi cântă și mie. Singura de sifonii, chironii, urmeze ca caii. La lungă de stele și vântul cel tainic, mă plie. Să-ți dau iubirea ce-ți lipsește în noapte, ascultă și stai. Dacă ști cât de mult vreau să afli ce semn pentru mine. Dacă ști cât de mult îmi plac zorii în mine cu noi. Dacă ști că-mi doresc cu ardoare să fiu lângă tine. Să șoptesc, te iubesc, te ador de o mie de ori. Dacă știi cât de mult vreau să afli ce-i semn pentru mine.
de mult în lapsorii în mine cu lor. Dacă ști că-mi doresc cu ardoare să fiu lângă tine, să șoptesc, te iubesc, te ador de o mie de ori. Ca un anunș de vioară când cântă și mie, simbolatic, simbolic, ironic, un mers de tramvai. La umbră de stele și vântul cel tainic, mânie, să-ți dau iubirea ce-ți lipsește de noapte, ascultă și stai. Și refren. Dacă știi că de... Și bunul meu prieten, vii gorila! Ce se pentru mine... Te iubesc! Dacă știi cât de mult plac zorii, mine culori. Dacă știi că-mi doresc cu ardoare să fiu lângă tine. Bun, atenție, liniște, liniște, să șoptesc, te iubesc, te ador de o mie de ori. Doamne, așa surpriză, domnul primar este într-adevăr un om extraordinar. Mi-a făcut o surpriză deosebită să mă regăsesc cu bunul meu prieten Victorila, pe care vreau să-l aplaudați, este aici lângă noi. Într-adevăr, o surpriză, ați confruntat amândoi. Ne bucurăm că suntem alături și de televiziunea Exclusiv, care m-a prezentat integral. Dragul meu, îți dau cuvântul, să știi că m-am de cântat, da? Bună ziua! Vreau să vă spun un lucru, să știți că viața este frumoasă. Ne naștem, creștem, ne căsătorim și uite așa, mergem ușor, ușor și e foarte frumoasă viața. Dar când aud că niște oameni demn de tot respectul trăiesc împreună timp de 50 de ani, eu, iertați-mă, mă înclin semn de respect pentru acest lucru. Sincer vă spun, să vă avem ca niște exemple ale societății. Dumneavoastră sunteți oamenii care au făcut în așa fel încât ca această țară să fie cunoscută peste tot. Dacă nu era dumneavoastră, cu siguranță vă spun că nici eu nu ajungeam aici. Iar eu, dacă am ajuns aici, nu am mai plecat de unde am venit, pentru că dumneavoastră existați. Vă iubesc și mă doare. Era cuvântul la poporul ăsta de la Comala Ungurin, din ce țărișoară nu-i tu la lor la România? Cum se cheamă țara ta? Mulți mă întreabă, cum te cheamă? Eu zic, nu mă cheamă nume nimeni. Dar numele tău care este? Victorila. Unde te-ai născut? Păi eu m-am născut la maternitate. Dar, ca să știți, totuși, de unde vin eu, de unde sunt de pământ, eu vin din Congo, Congo Brazzaville, în Africa. Iar România a devenit a doua țară. Dacă stau să mă gândesc bine, s-ar putea să spun fără să greșesc, e chiar prima țară a mea. Eu de aici nu mai plec. Victorie, mulțumesc pentru intervenția ta. Domnule Eugen, dacă mai mulțumim. La urmă, Victor, ne crezi și tu o melodie, da? Că știu că știi foarte bine. Hai să-l aplaudăm pe românul nostru, Victor Ila! Cel mai român dintre români. O să continui tot o melodie de muzică ușoară, după care vom trece din nou la muzică populară. Este o melodie dedicată tuturor doamnelor și domnișoarelor prezente aici în seara. Melodia se cheamă Tu ești cea mai frumoasă! Hai să fie atmosferă și... Un pic mai tare, mai trebuie un pic de pasă. La muzică.
bine așa. Când spune mine nu e greu să ghicești, tu ești cea mai frumoasă. Te simt aproape când te rog că primești, tu ești cea mai frumoasă. Ești la o diferită când din povești, tu ești cea mai frumoasă. Sunt fericit, știu că tu mă iubești, tu ești cea mai frumoasă. Iubirea mea vreau acum să o primești și visurile vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze acum viața mea. Iubirea mea vreau acum să o primești și visurile vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze acum viața mea. Lăsați un pic pe domnul inginer la studiu, vă rog frumos. Lasă-le alea, începe asta. La luna noastră, ca o zână, tu ești cea mai frumoasă. Și inima cu dragul meu dăruiești, tu ești cea mai frumoasă. În seara asta cât de mult strălucești, tu ești cea mai frumoasă. Pentru negătoare ești atunci când zâmbești, tu ești cea mai frumoasă. Iubirea mea vreau acum să o primești și visul meu vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze acum viața mea. Viitoare de cu sonorizarea mea și va fi mai bine, da? Bine că se aude microfonul, noi se aude, se înțelege, da? E bine. Și refren. Iubirea mea vreau acum să o primești și visul meu vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze acum viața mea. Iubirea mea vreau acum să o primești și visul meu vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze acum viața mea. Iubirea mea vreau acum să o primești și visul meu vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze de-acum viața mea. Sunteți foarte drăguți! Mulțumesc frumos! Și o melodie, sper că aici se cultivă vița de vie în Ungureni? Se face vin roșu din ăla bun? Bun. Păi atunci, zic eu, să vă cânt melodia Dulce-i vinul. Ușor, așa. Nu mă lasă creștmă să rămân. Și dulce-i vinul, dulce-i vinul, da mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dulce-i mai tare din pame, da mai dulce-i dragostea. Și o dată dulce-i vinul, dulce-i mândra mea.
traiul ce-i mândragă. Ce-i vinul dulce-i vinul, dar mai dulce dragostea. Foarte bine! Hop, hop, ia așa! Hop, hop, ia așa, măi! A la favorit! Hop, hop, ia așa, măi! Hop, hop, ia așa, măi! Nici pe drum, nici pe șosea, nu e nimenea să mă vadă că mă duc la mândra. Te-aș fi lumea că mă duc, te-aș de când ajung, că mă vede într-o mântru. Haideți la dans! Dar nici azi de nou la nimeni a visat, pe la ce mândruță fac la uși. Poate nici mă mai intru la mântura lui ea, te mă vede. Așa, uită repede, se îndrăgostesc repede și uită repede. Melodia se cheamă ca să trecem la treabă, dar puteți asta să știți. Melodia se cheamă Mine Vasta Furioasă. Asta e melodie compusă de mine.
Astăzi, pentru că timpul este foarte, foarte, foarte scurt, este o melodie care vă dedic dumneavoastră celor din Ungureni și invitaților noștri de seamă care astăzi sunt aici. Melodia se cheamă simplu La Mulți Ani, dar nu este aceea cu La Mulți Ani, este o melodie compusă de mine pentru asemenea evenimente când sărbătorim împreună cu cei dragi. La Mulți Ani! Trec în zilele, se trec mereu, cu bucurii, păreri de rău, mică Dumnezeu, ori dumnea, trăiască veșnic dragostea, prieteni dragi. Hai să gândăm de viață să ne bucurăm, prieteni dragi, doar câte cum înnobilează sufletul. Fericire dorim, la mulți ani să ne întâlnim, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Voie bună vă dorim, zâmbete vă rugim, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Hey!
cer senin, să te iubim, să te iubim, Părinte nor, care de când trăiască drag, o stea oricând. Și refrenul. Fericită dorim, la mulți ani să ne întâlnim, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Boghe bună dorim, zâmbete bună rugim, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Fericite vă dorim, la mulți ani să ne întâlnim, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Boghe bună vă dorim, zâmbete bună rugim, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Aplauz pentru domn primar! Și pot dată refrenul! Fericire vă dorim, la mulți ani să ne fericire, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Multă voie vă dorim, zâmbete vă rugim, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la 50 de ani de căsnicie, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Vă mulțumesc foarte mult, vă promit că împreună cu domnul primar voi mai veni să vă cânt dacă vă plăcut. Mulțumesc, domnule! Eugen, te rog, mai stai două minute lângă mine. Este secunda mea acum. Dacă vă rog frumos să vă ridicați în picioare, Eugen, domnul Eugen, el e nou. Vreau să câtă mulți ani trăiască pentru nunta de aur care astăzi, practic, asta sărbătorim. Cu ocazia asta ne-am întâlnit, dragi oameni și dragi doamne, domnișoare, domnilor care sunteți invitați, e un moment deosebit și vreau să cântăm cu toții la mulți ani trăiască pentru toate familiile care au oferit 50 de ani de căsătorie, da? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. E la bac! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulțumim frumos! Noi să rămânim, domnul Eugen Ungureanu, vă mulțumesc din suflet că ne-ați onorat cu prezența. Noi ne continuăm programul. Hai, vin aici! Dumnealui merge la program la acum la Mogura, din câte am înțeles. La Mogura, la munte, acolo ai scăpat din noi. Încă o dată mulțumim din suflet, domnul Ungureanu. Și vreau să vă spun, care este programul din sala de aici? Pentru toți curii...